Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În Hristos, Împăratului nostru, cântați! Toate popoarele bateți din palme, strigați-o Dumnezeu cu glas de bucurie! Înțelepciune! De faptele Sfinților Apostoli citire! Să luăm aminte! În zilele acelea a zis Petru că de popor mocăiți-vă și se boteze fiecare între voi în numele lui Iisus Hristos! Certarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt. Căci vouă este dată făgăduința și copiilor voștri și tuturor celor de departe, că oricât îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu alte multe vorbe mărturisea și îndemna zicând, mântuiți-vă de acest neam viclean. Deci cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat, iar în ziua aceea s-au adăugat ca la trei de suflete. Și stăreau în învățătura apostolilor și viețuirea obsească, încrederea pâinii și în rugăciuni. Și toți sufletele erau cuprinse de teamă, fiindcă multe minuni și semne se făceau în Ierusalim și în apostoli. Și mare frică îi stăpânea pe toți. În vremea aceea, regele Irod Agripa a pus mâna pe unii din biserică ca să-i piardă și a ucis cu sabia pe Iacob, fratele lui Ioan. Și văzând că este pe placul iudeilor, a mai luat și pe Petru și erau zilele azimelor. Pe care, prinzându-l, a băgat în temniță, dându-l la patru străjeri de către patru ostași, ca să-l păzească, vrând să-l scoată la popor după Paști. Căci Petru era păzit în temniță și se făcea necontenită rugăciune către Dumnezeu pentru el, de către biserică, dar când Irod era să-l scoată afară, noaptea aceea Petru dormea între doi ostași legat cu două lanțuri, iar înaintea ușii păzite stăteau, pentru păzeau temnița pasnicii. Și iată, un înger al Domnului a venit totodată, iar în încăperea strălucit lumină. Și lovind pe Petru în coastă, îngerul a deșteptat zicând, scoală-te de grabă, și lanțurile au căzut de la mâini. Și-a zis îngerul către el, încinge-te și încalță-te cu sandalele, și el a făcut așa. Și a zis lui Petru, pune haină pe tine și vină după mine. Și ieșind, mergea după înger, dar nu știa că ceea ce s-a făcut prin înger este adevărat, și se părea că vede vedenie. Și trecând de straja întâi și de cea de-a doua, a ajuns la poarta cea de fier care ducea în cetate și poarta s-a deschis singură. Și ieșit îngerul s-a depărtat de la el și Petru, venindu-și în sine, a zis, acum știu cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său ca să mă scoată din mâna lui Irod și din toate. Aștepta poporul iudeilor. Pace ție, cititorule! Domnului tău, aleluia, aleluia, aleluia! Binecuvintează, preacuvioase Părintele, binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului, slăvitului și pentru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Ioan,
Să-ți dea ție celui ce vine vestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei Vântului să fiu. Domnule nostru Iisus Hristos, să-mi fie mie după cuvântul vostru în pace, preacuvioase Părinte. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire. Fie Doamne slavă ție! Să luăm aminte zisa Domnul către ucenicii săi. Aceasta vă poruncesc, să vă iubiți unul pe altul. Dacă vă urăște pe voi lumea, să știți că pe mine mai înainte decât pe voi m-a urât. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al său. Dar pentru că nu sunteți din lume, ci eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăște. Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus. Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă m-a prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Dar toate acestea le vor face vouă din pricina numelui meu, fiindcă ei nu cunosc pe Cel care m-a trimis pe mine. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, păcat nu ar avea, dar acum n-au cuvânt de dezvinovățire pentru păcatul lor. Cel ce mă iubește pe mine, urăște pe mine. Cel ce urăște pe mine, urăște și pe Tatăl meu. Dacă nu aș fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut, păcat nu ar avea. Dar acum m-au văzut și m-au urât și pe mine și pe Tatăl meu. Iar aceasta, ca să se împlinească cuvântul cel scris în legea lor, m-au urât pe nedrept. Iar când va veni Mângâietorul pe care eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului, care de la Tatăl purcede, acela va mărturisi despre mine. Și voi mărturisiți, pentru că de la început sunteți cu mine. Acestea vi le-am spus ca să nu vă potigniți în credința voastră. Vă vor scoate pe voi din sinagogi și chiar va veni vremea când oricine vă va ucide pe voi, va crede că aduce